Aici sunt toate stațiile și eu voi dori să închiriez o bicicletă. Apăs aici, scanez codul de bare. Deja mi-a apărut numărul bicicletei care e disponibilă, o închiriez acum. Aștept să deblochează întâi modulul de la... Exact, și acum acest modul. Așteptăm câteva secunde, gata. Acum bicicleta este funcțională. Uite, afișăm închirierea și deja acum eu pot să o folosesc.